Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele Asociației Unirea UDIP, domnul Vlad Bilețchi. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și bine v-am găsit! Ce mai faceți? Cum o duceți? Ce vă face familia? Ce planuri? În afară de faptul că sunteți profesor la un liceu din Chișinău? Ce activități? Mulțumesc, bine! Petrec tot mai mult timp cu familia, mă bucur foarte mult de fiul meu, încerc în fiecare seară să ajungem într-un parc din centrul Chișinăului, să petrecem timp împreună. Chiar ieri am marcat Ziua Internațională a Familiei. Eu cred că pentru fiecare om de bună credință, familia este cel mai important lucru. Familia este o redută, familia este ca o cetate. Mi-amintesc ce spunea un om deștept, fără să dau numele lui, mi-a spus în felul următor: dacă tot ce faci tu este doar profesia sau doar politica sau doar cariera și nu ai familie, atunci când totul se va rupe și totul se va termina, pentru că mai devreme sau mai târziu totul se termină, nu există oameni de nelocuit, atunci vei rămâne singur. Dar dacă ai familie, mereu vei avea un refugiu, mereu vei avea un sprijin, mereu vei avea pentru ce să trăiești, pentru ce să continui. Frumos spus, dar pe plan profesional ce faceți? Pe plan profesional, mi-am propus să fiu activ în această perioadă de timp în care asistăm la o stagnare pe plan politic. Eu consider că suntem pe o stagnare în ceea ce înseamnă segmentul pro-european și pro-unionist, din motiv că segmentul este unul monopolizat totalmente. Suntem în prezența unui monopol de putere, astfel încât toți suntem chefir, cum se spune. 0,25, 0,5, 1, degresat, care e mai oleacă, mai grăsuț. În acest sens, acum se va vedea cine este rezistent, cine se bagă în politică doar de dragul alegerilor, de dragul unei funcții și cine o face pentru că este om de stat. Să fii om de stat e cel mai greu, nu om politic. Om politic e simplu. L-am îmbrăcat, i-am făcut pliante, i-am făcut pancarte, l-am băgat în campanie. Om de stat e cel care urmărește funcționarea statului, urmărește cum funcționează mecanismele, urmărește reformele, monitorizează acest lucru și informează și pe cetățeni. Adică este un rol și de control, dar și unul educativ, pentru că oamenii n-au timp. Unul e profesor, altul e medic, altul e polițist, altul e lucrător în construcție, ei n-au tot timpul din lume. Dacă ți-ai asumat să te ocupi de politică, tu trebuie să fii și o portavoce a oamenilor. Oamenii asta își fac, îl urmăresc pe Gheorghe Gonța pentru că le place de aici să se informeze și știu că Gheorghe Gonța sau aceste emisiuni o să vadă tratate lucrurile într-un alt fel. Urmăresc alt post de televiziune pentru că acolo o să fie în alt fel. Ei nu se duc să facă singuri ei research, să deschidă, să caute, să investigheze și așa mai departe. Iată, mi-am propus să fiu o asemenea cutie de rezonanță prin monitorizarea câtorva instituții. Cheie. Planuri să cumpărați vreun partid din cele 666 care există? Niciodată n-am avut planuri să cumpăr partid. Cred că e mult mai simplu să-l fac. Îmi trebuie doar 1000 de semnături și această zi va veni. Dar nu în contextul localelor? Nu, sigur că nu. Aceste locale? Nu acum? Nu, nu există absolut niciun rost. Eu vreau să vă spun că aceasta este o pistă falsă pe care merg partidele. Oamenii care urmăresc cât de cât politica și pricep aleacă întreaba asta, chiar și oamenii pot să fie și mai în vârstă, nu neapărat politicieni. Știu prea bine că la sate oamenii votează omul, nu partidul. PD-ul a avut 200 și ceva de primari și nu a trecut pragul electoral. Foarte mult să amăgesc cu faptul că dacă o să avem mulți primari, a să-i cumpărăm, a să-i strângem, a să le dăm fonduri guvernamentale doar pe criterii de partid, noi o să luăm multe voturi pentru că primarul e autoritatea în sat. Da, el este autoritate, dar nu și partidul pe care îl reprezintă. Eu știu sate unde a fost și la comuniști, și la socialiști, și la Șor, și la PAS, și unde vreți a fost omul acela. Nu contează. Contează omul, cine este el ca persoană, dacă el este gospodar, dacă el este harnic, întreprinzător și face treaba. Sigla din spatele lui nu contează. Transferul de imagine nu funcționează așa la nivel de locale. Cine crede altfel, se minte. Și eu cred că dumneavoastră știți acest lucru. Este o axiomă deja. Că am vorbit un piculeț despre locale. Până la locale mai avem nițel. Haideți la alegerile care au fost. Alegerile am avut în Găgăuzia. S-a ales un bașcan. Am mai avut și în Bălți. Au. Dacă vreți, în timpul răspunsului, puteți să faceți paralela. Dacă nu, nu. Deci, la Chișinău, de obicei, nimeni nu e interesat de alegeri din Găgăuzia. S-a ales un bașcan, s-a ales un bașcan, s-a ales o adunare populară, s-a ales o adunare populară. Doar că, de data asta, a câștigat o doamnă, Eugenia Guțu, susținută de Partidul Șor. Și asta tare a nemulțumit multă lume, dintre cei care fac politică, în primul rând, pe cei care guvernează țara noastră. Dumneavoastră, cum ați văzut rezultatul din Găgăuzia, că avem un nou bașcan, deci se pare că nu prea are mari șanse
să fie investită, ori guvernanții de la prim-ministru în jos tot dau de înțeles că alegerile trebuie anulate, alegerile trebuie anulate. Dumneavoastră, toată operațiunea asta sau tot procesul ăsta, cum l-ați văzut dintr-o parte? Tragedie națională și previzibilă, apropo. Și asta e cel mai dureros, că era previzibil. Haideți să luăm pe puncte. 1. Ceea ce înseamnă Găgăuzia la ora actuală contravine Constituției Republicii Moldova. În 1991 și 92 ei cereau autonomie culturală. S-au băgat pe fir oamenii Federației Ruse, care n-au vrut o Găgăuzie a găgăujilor, ci o Găgăuzie rusificată. Pentru că acolo, până nu de mult, câțiva ani în urmă, nu se făceau ședință în limba găgăuză, se făceau în limba rusă. Puțin lume știe despre treaba asta. Și s-a ridicat întrebarea privind domnilor, dar voi poate v-ați păstrat totuși cultura și patrimoniul pentru care și-ați cerut această autonomie culturală. Li s-a dat în acest statut al autonomiei, este un articol care spune în felul următor, citez. În cazul în care Republica Moldova își modifică prevederile privind caracterul suveran sau independent al statului, sau vectorul geopolitic, sau dacă ader la vreun bloc militar, ceva de genul ăsta, Găgăuzia își rezervă dreptul de a ieși din componența Republicii Moldova. Stați-o de cu țâcă, băieți. Asta deja e prevedere de federalizare. Nici de cum nu e autonomie culturală sau teritorială. Ei nu sunt nimic altceva decât un raion. Autonomie tot așa e și raionul Briceni, Ocnița, Ialoveni. Iată punctul ăsta este vulnerabil. Și el contravine articolului 1 din Constituție, care spune că Republica Moldova este unitară și indivizibilă. Unitară adică dintr-o singură bucată, nu din Republică, autonomie și încă nu știu ce acolo. Și indivizibilă, adică nicio lege, niciun act normativ, nu poate să prevadă divizarea Republicii Moldova. Ori acest punct contravine. Întrebare, când odată cineva a să ducă la Curtea Constituțională să depună o sesizare în acest sens privind verificarea constituționalității acestui punct? Nimeni. Dar eu știți de câte ori am vorbit? De câte ori am depus demersul în acest sens? Pe mare parte pentru asta și-am candidat. Am un șir de puncte de genul ăsta pentru care și-am candidat, nu pentru altceva, că nu pentru 60.000 de lei ca deputat. 2. Alegeri din Găgăuzie. Nu, și nu era clar ca să câștige Șor sau socialiștii. De ce să ceri anularea rezultatelor când au câștigat Șor ca să-l victimizezi ca la Bălți? Când tu puteai din start să nu-l admiți la alegeri. Din motiv că a fost prins cu înainte să vezi scorul. Tu ai văzut din start ce a făcut la Bălți. Tu ai văzut din start că avem, dacă nu în fiecare zi, rețineri, percheziții, cu leoași cu bani, fel de fel din înregistrări video, audio publicate de poliție, care demonstrează coruperea legătorului, care demonstrează bani de proveniență neclar, din pod, căzuți banii ăștia nedeclarați, și noi lăsăm acest partid să candideze, îl lăsăm în cursă, el câștigă, noi anulăm. Asta arată fix ca Plahotniuc în Astas. Asta arată exact la fel. Și noi călcăm pe aceeași greb la două ori. Dragi guvernanți, eu n-am chef, n-am plăcerea să vă critic, dar chiar nu ai cum să nu critici aici. Adică este prostie din noaptea minții. Iarăși Șor se va victimiza. Adică noi mergem împotriva voinței lor suverane. Vor spune, nu-i suverană că-i pe bani. Treaba noastră, și noi l-am votat. Dacă nu era, dacă era ilegal, de ce nu l-ați scos din curs? De ce l-ați înregistrat în curs? Niște chestii, mergând mai departe, e tragedie națională ce aici se întâmplă în general cu clasa politică din Moldova. Oamenii nu mai vor politicieni. Eu mereu credeam la școală, domnule, că să fii politician trebuie să fii deștept, trebuie să fii școlit, trebuie câțiva ani să te manifeste în spațiu public, să te faci cunoscut, să ai anumite prestații. Nu, trebuie să fii no-name, nimeni, să ai rublă, și nu o spun întâmplător acum rublă, pentru că există legătura directă între Partidul Șor și Federația Rusă, ei și-au asumat și-au declarat și public, sunt un partid pro-rus. Ultimele declarații a domnului Guțul, că ei vor ambasada Găgăuziei la Moscova, așa Moscova în Găgăuzia, și mai departe. Da, dar oamenii au ajuns în așa hal nu din cauza lui Șor. Da. Șor este finalul, Șor este rezultatul. Și, în general, tot de ce îl incriminăm noi astăzi pe Șor, este consecința guvernărilor noastre pro-europene. Dar în timpul cui s-au furat miliardul? Dar în timpul cui s-au dat aeroportul? Și era atunci Dodon la guvernare? Sau poate noștri pro-europeni? Alianța pentru integrare europeană era la putere. Noi pe dânșii îi plătem ca ei să păzească statul de hoț. Nu să facă cărdășii cu dânșii. Să înțeleagă, după care amus nu mai fie clar după ani de zile care, unde, cum. Unul spune că Filat, altul spune că Plahotniuc, altul spune că Platon, nu, e haos, altul spune că Dodon. E că așa merge. Aeroport am auzit despre toți, despre Șor, Platon, Plahotniuc. Deja parcă e o poezie, știți? Șor, Plahotniuc, Platon, Dodon. Șor, Plahotniuc, Dodon, e ca sunt patru familii. Până mai adăugăm una, scoatem una. 3 de Găgăuzia. Doamnă președinte Maia Sandu, stimată guvernare,
Dacă noi luptăm cu ușor pentru că este corupție, pentru că sunt bani nedeclarați, de proveniență murdară din Federația Rusă, dacă noi vorbim despre propagandă, dar socialiștii și ei nu fac asta. Mie mi se creează impresia domnului Gonța, și eu vreau să spun asta, pentru că socialiștii au devenit cumva foarte comoz. Au devenit parcă docili guvernării. Nu știu dacă ne aveți așa o impresie. De o vreme nu s-a atins deloc. Canale de propagandă se închid. Da, socialiștilor nu. Dar ei acolo și fac. Citesc povestea de seară. Spăcune noce, mă lășuri, și se întâmplă acolo la televiziune. La Accent TV, la toate care le-au avut ei până acum. Hai, cu o parte le-au dat la Șor. Noi ce? Am uitat de Dodon și de socialiști. Ori dacă Dodon are dosar, gata, am uitat de partidă. Stați o leacă, iau deputați, ei candidează, ei continuă să fac propagandă și să fie activi. Da, unde vreți să ajungeți? Că ce se întâmplă? Păi dacă guvernarea l-ar fi scos-o pe Guțul din cursă, înseamnă că ar fi dat găgăuzia în mâna socialiștilor. Fraților, dar nu-mi e bine să aveți voi un candidat ca lumea care să câștige și să concureze, să se bată pentru găgăuș? Eu n-am văzut guvernarea realmente să-și asume găgăuzia. Eu am vrut să mă duc în Transnistria, acolo să mă duc să fac campanii. Da, eu știam că o să fie oameni care o să fie împotriva mea, dar eu mi-asum chestia asta. Oricum, noi vrem să stăm cu unghiile făcute la patru ace, să nu ne băgăm acolo unde e greu. Eu deși am candidat în Taraclia, într-un raion de bulgari, o leacă mai la sud de găgăuzi, că acolo e greu. Acolo e complicat. Du-te acolo și le spune la oameni despre unire, despre integrare europeană. Aici la Chișinău e ușor de futurat steagul. Du-te acolo unde e fierbinte și unde e greu. Iată, dacă tu acolo ai să învingi, înseamnă că tu ești lider adevărat. Înseamnă că tu real ai competență, oratorie, arta convingerii. Înseamnă că tu posezi argumente. Tu îi convingi pe pro-europeni, pe cine să le aleagă? Pe așa sau pe așa sau pe așa. Ne mâncăm între noi. Război fratricid. Ia ca și-au făcut până acum forțele pro-europene și unioniste. Nu, noi n-am crescut numărul de voturi. Noi l-am împărțit între noi. Haideți, fraților, să mergem acolo unde doare, pentru că găgăuzia nu e de ieri și de azi așa cum este. Adică roșie, nostalgică după Uniunea Sovietică, cu valență pro-Rusie. Câți bani au băgat România și Uniunea Europeană? Dar știți de ce n-au niciun succes? Că nimeni nu a vorbit. S-a dus cumva prim-ministru acolo să meargă pe stradă, să parte ziare, cum merge pe aici domnul Recean prin parc, pe la Ciocana, pe alei. Haideți lângă găuș acolo, nu cu paza. Bag-te în piață. În piață, las-te în jurie, să-și spună oful, ascultă, zi, ai spus tot? Acum dă-ți spun eu. Să existe această interacțiune neoficială. Pentru că în campanie, apropo, am văzut și aceste hârtii publicate de organizare a zilei 21. Taraclia Găgăuzia zero. Serios? Da. În alte, pe alte raioane sunt atâția oameni, atâtea autocare, atâta avem nevoie, atâta pentru organizare. Găgăuzia Taraclia zero. Fraților, da, așa e mult mai simplu. Hai să abandonăm aceste regiuni și apoi urmă să ne spunem, vai, ați văzut ce? Găgăuși, tu lui mama lor. Asigurați-le oamenilor altă viziune. Și eu vreau să vă spun, domnule Gonța, că cele mai tari caractere, cei mai tari pro-europeni și unioniști, anume acolo o scălesc. Unde e greu, unde el în fiecare zi e înconjurat de oameni cu alte idei și viziuni. Unde el în fiecare zi e supus. Și ești cu românii, da? Ești cu europenii, da? Au și fac europenii tăi. Și el scălește, el de acolo iese cei mai înflăcărați. Și cei mai sinceri, nu aici la Chișinău, unde totul e bine, e frumos, e roz, aici dacă a fost primar socialist, peste noapte poți deveni pro-european, aici lucrurile merg altfel, sunt cu catifea. Acolo e greu, unde posturile de televiziune nu vin în fiecare zi să fac sondaje de opinii, unde sunt vreo două, trei posturi și apropo, postul de televiziune pro-rus, Zvezda, care arată în fiecare zi scene de război, funcționează bine în Găgăuzia. Eu nu știu cum combate propaganda, dar dacă mergem în Găgăuzia, acolo toată lumea urmărește Zvezda și alte posturi de genul ăsta. Trebuie sau nu trebuie anulat scrutinul de Găgăuzia? Și doi, nu credeți că ai noștri de sus se tem de efectele care ar putea veni ca urmare a unei atare decizie? Ori găgăuzii sunt cunoscuți pentru faptul că liniștea lor se poate transforma brusc în nervi care n-ar plăcea Chișinăului prea tare. Cochetarea guvernării Găgăuzia noi am văzut-o de mai multe ori. Atunci când doamna președinte Maia Sandu îi felicita cu sărbătoarea Hederlez, și în aceeași zi n-a spus niciun cuvânt despre podul de flori. Noi unioniștii, am simțit această palmă. Cochetarea n-a dat nimic, după cum se vede. Postările pe Facebook nu sunt suficiente. Găgăușii sunt foarte liniștiți, foarte calmi. Sunt un popor foarte, foarte ca lume. Credeți-mă, asta sunt mituri și legende. Că în sudul Moldovei trăiesc un fel de nu știu ce, nu știu oameni, un fel de învrăjbire, că de aici pornește războiul interetnic. Există mișcări secesioniste, așa cum a fost în 90-92, găgăuz halkă, care este interzis. Drapel albastru cu simbolul unui lup roșu. Iar că asta este interzis. De acolo pornesc aceste
masele nu se pornesc să ucidă, staie, să strice clădiri. Există inițiatori, există oameni care ridică valurile, care, cum zic specialiștii de la SIS, se ocupă de rascaci. E că începe așa, lua barca și începe o clătina. Poate a ieșit ceva. Și asta e în ton de crescendo, tot mai mult și mai mult, și se dau tonuri tot mai grave. Acolo oamenii se uită la televiziune de propagandă, văd că sunt candidații principali care se bat pentru noi socialiști și ușor, după care vine pas și spune, nu, voi nu o să aveți acest găbășcan. Normal că e posibil că ei se nervează. Terenul este fertil. Guvernarea are foarte multe instrumente prin care poate interveni în acest lucru. Ai toată puterea și dacă faci totul ca la carte, cel puțin iei un scor demn. Dar această candidat nu prezintă un pericol pentru guvernare. Credeți-mă, dacă se rezolvă cu partidul ușor, ea nu o să stea mult separat. Dumnezeu nu este politician. Dumnezeu este apărut zilele acestea în politică. Era nevoie de un candidat. Care? Cine? Tu? Hai. Nu există, cum să zic, nu există un parcurs firesc. Doamna este din Găgăuzia sau a vrut acolo să candideze. Există o legendă, domnule, de ce vii aici? Pentru că e ca părinții mei ești din Găgăuzia sau eu vreau ca anume Găgăuzia să fie. Eu mă bag aici pentru că aici e greu și eu vreau să nu știu ce. Nu, a apărut de nicăieri. Eu de ce m-am băgat acolo în Tăraclia? Că este unica școală cu predare în limba română pe care eu am reparat-o. Am vrut să văd dacă pot să fac mai mult pentru această comunitate. Am vrut să văd dacă comunitatea este recunoscătoare și are încredere în noi dacă un asemenea rezultat merită votul oamenilor pentru altele pe viitor. Ne-a dat votul. Colaborăm cu toate forțele politice din sat. Fie că de la PAS, fie că de la socialiști, de la șor, nu contează, domnule. Avem de făcut parcul în centrul satului. Votăm toți, suntem nouă consilieri. Votăm, da, mergem înainte. Există o legendă, există o logică. Dar logică nu-i. A apărut din nicăieri că trebuie. Trebuie cu ceva din plut. Șor se descurcă foarte bine la chestia asta. Guvernarea este perdantă în orice situație. Câștigă Șor, pierde. Anulează alegerile, pierde. Iar Șor câștigă. Are ceva de câștigat. 21 mai. Asta nu e victorie, asta este eșec. Atunci când o guvernare cu întreaga putere politică este nevoită sau trebuie să organizeze un meeting ca să-și demonstreze cuiva pe exterior sau pe interior că poporul încă îi mai vrea, asta este eșec, asta e grav. Și noi suntem nevoiți și noi suntem forțați. Eu voi merge cu drapelul României, care pe mine mă reprezintă. Și eu pledez pentru unire, care merge mână în mână, ca mânușa pe mână cu parcursul european. Dar ce documente spuneați că aveți despre organizarea evenimentului din 21? Au fost publicate pe canalele de Telegram anumite circulare interne unde sunt niște schițe pe raion, câte persoane sunt la ora actuală mobilizate, câte urmează a fi, câte autocare sau mijloace de transport sunt necesare și pe Găgăuzia și pe Taraclie e zero. Cel puțin era, acum o săptămână în urmă. Ei nu au organizații puternice acolo. Ei au câțiva oameni. E ceva deosebit în faptul că se organizează așa cum se organizează, așa cum se organiza și pe timpuri? Asta e foarte rău. De ce? Asemenea evenimente făcea doar regimul Plahotniuc și pe timpul lui Filat am văzut așa ceva, la PLDM. Atât. Deci, haideți să explicăm oamenilor care ne urmăresc. Domnule Gonța, la noi s-a schimbat cerul cu pământul, suntem cu picioarele în sus, ca să nu spun cu crașe, ca asta să fie deja vulgar. Opoziția are un șir de instrumente. Pliante, pancarte, proteste, flashmoburi, emisiuni televizate. Puterea are alte instrumente. Ea are mecanisme clare. Reforme, amendamente, sesizări la Curtea Constituțională, inițiativă legislativă, vot în Parlament, hotărâri de guvern. Simțiți diferența. La noi guvernarea parcă e în opoziție. Ei fac meeting. Pentru ce strivește meeting, frate? Ai câștigat președinția, e ca dovadă. Te-au votat toți. Ai câștigat. Să arătăm dacă vrem parcursul european. Dar și noi în campanie nu știm că sunteți pentru parcursul european. Aveți 63 de mandate, ca niciodată. Să demonstrăm cui, cine a cerut. N-am văzut nicăieri cineva să ne ceară. Spun, domnule, noi avem niște îndoieli. Ar fi bine să vedem din nou. Nu, este o baie de mulțime. Este un transfer de imagine din nou. Este campanie electorală continuă. Asta e regula mai nouă a politicienilor. Campanie electorală continuă. Cum se spunea vorba aceea? Campanie electorală începe a doua zi după alegeri. Cu regret. Și în acest sens vor fi mobilizate resurse administrative. În acest sens, iar vedem populism. Dacă doamna președinte, cu adevărat, poate noi ceva nu știm, poate dumneavoastră este implicată la alt nivel în alte discuții și noi ceva nu știm. Dacă este nevoie de un răspuns exact, să arătăm cuiva care e viziunea noastră, facem referendum. Care are valoare juridică sau cel puțin consultativă. El este întărit cu ștampilă, se face fiecare are dreptul de vot, nu trebuie să-i faci transport, nici votul vine la dânsul, nu-l aduci tu aici.
Nu este riscul că o să izbucnească conflicte, să fie nevoie de poliție, de cordoane și așa mai departe. Dacă se urmărește acest scop. Dacă nu, care este gradul de reprezentativitate a acestei manifestații? Și ne asumăm numerii cât suntem. Ok, asumăm 100.000, ala și 200.000, dar n-asumăm. De mult nu a fost așa cifră, nici măcar în 91 nu a fost așa de multă lume. Sunt mituri, iluzii, nu încape atâta lumea acolo, toată lumea știe. Ok, 200.000, pot oare 200.000 să reprezinte și să vorbească în numele poporului? Nu? Asta înseamnă uzurparea puterii de stat? Atunci când cineva vorbește în numele întregului popor. Nu, cum adică? Noi o să dăm 200.000 drept întregul popor al Republicii Moldova, care nici mai mult, nici mai puțin, vreo 2.900.000? Dar dacă eu sunt pro-european și nu vin, dar dacă eu nu vin pentru că nu pot, sau dacă nu vin pentru că nu vreau, înseamnă că eu sunt cușor. Noi am ajuns într-un fel de comunism, neocomunism, despre care niște nebuni vorbeau vreo 10 ani în urmă despre treaba asta. Eu mă uitam la niște ca la teoria conspirației. Mm. Și acum asta devine realitate, domnul Gonța. Dacă tu nu ești cu pas, dacă nu vii la această manifestație a Maisandu, tu ești cușor. Tu ești trădător. Dacă ești pro-european, băi, eu am votat. Eu susțin parcursul, punct. Nu-i nevoie eu să dansez în piață, nu-i nevoie să ascult discursuri pe scenă. Mai ales că nu se întâmplă nimic acolo. Eu mă duc pentru că doamna Maia Sandu vrea să consulte opinia societății. Și mi-amintesc foarte bine că doamna Maia Sandu a spus că poporul trebuie să spună dacă vrea sau nu unirea și poporul o să decide. Eu am să vin cu drapelul României să cer unirea, care înseamnă în mod automat integrarea europeană. Și îndemn pe toți uniuniștii să facă la fel. Avem tot dreptul să facem acest lucru. Este primul drapel al Republicii Moldova. Este simbolul național cu care s-a dobândit independența, este simbolul cu care s-au organizat primele mari adunări naționale. Și dacă ne referim tot la doctrină, marea adunare națională o face poporul. Nu poate să o facă un organ al statului sau un reprezentant al statului. Asta e ca și cum adunare cu părinți ar face elevii. Nu se întâmplă așa ceva. Poporul vine în fața puterii să-i ceară ceva, nu puterea invită poporul ca să o consulte. Dacă puterea vrea să consulte poporul, face referendum. Domnul, noi vrem să știm ce vreți voi. Facem referendum consultativ sau referendum legislativ. E o cașă totală, dar oameni buni, trebuie să ieșim. Că dacă nu ieșim, Soros spune că ecta, vedeți? Nu a ieșit. Înseamnă că nu sunt pro-europeni. Și cei de la guvernare știu foarte bine lucrul ăsta. Tot așa de confuz la mine. Ci că eu sunt autorul, moderatorul acestei emisiuni, dar eu trebuie să fac ceea ce vrea regizorul, el vrea publicitate. Luăm, vă rog, câteva clipe, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Noi am vorbit suficient, domnule Bilescu, în prima parte despre 21 mai, dar eu am găsit încă o temă la acest subiect, de data asta foarte pozitivă. Noi asistăm la consolidarea dreptei pro-europene din Moldova. Ori ați văzut, doamna Sandu a invitat liderii a 10 partide pro-europene pentru a discuta despre calea noastră de integrare europeană, despre, și despre evenimentul din weekendul ăsta. Este adevărat că a doua zi a avut loc un alt eveniment și din 10 partide au rămas 5 care au semnat propriul document sau semnat o foaie pe care scria că mergem în Uniunea Europeană. E de bine, cel puțin în prima parte, mă refer la întâlnirea de la președinție. Cred că lumea s-a obișnuit cu mine, că eu tot timpul am critic. Și cred că asta e rolul meu să fac, ca să vină alții care să spună dulce pe lângă dâni și spun da, e foarte frumos. Da, e foarte frumos și inutil. Ce fel de consultări când noi avem parcurs? Concret, mi-a dat listă. Trebuie să întruniți aceste condiții. Putem noi să ne întâlnim să bem ceai de 20 de ori pe zi. Este listă concretă. Dacă vreți în Europa, trebuie să 1. Reforma justiției, 2. Reforma administrației locale, 3, 4, 5, 6. S-au întâlnit și fiecare s-a plâns cu și îl doare și cu și îl confrunt. Unul că nu-l primește la televiziune, pe altul că i-a făcut dosare de judecată niște hoți, altul că și altă. Și e normal ei să le spun, dar pentru că așa ceva, în mod normal, dacă există o comunicare permanentă, ei ar fi vorbit acum pe bune ceva, domnule, avem niște propuneri, cum să facem mai bine. Nu, eu am venit să plângă. Unii s-au simțit flatați. Am văzut postările lor pe Facebook. Ah, m-a chemat Maia Sandu! Maia Sandu m-a chemat! Băi, frate, adică nu știu cum să zic, sunt penibile aceste ieșiri în public. Mine mă amuză chestia asta. Domnule, dacă realmente se vrea o consultare, ea nu se face de ochii lumii. Te chemă mânica, tu-ți viază, faci o poză. Noi am vorbit, tot e bine, super, am uns cu ochii la oameni. Nu, consultări astea că noi ne întâlnim într-o atmosferă informală, poate chiar și fără poză. Ni contrazicem. Pe masă poate fi ceva apă, dar poate chiar ceva mai tare, că-s nervi, că-i stres, că-i încordat.
el lasă ceva de la dânsul, eu lasă ceva de la mine. Ai specialist în domeniul ăsta, că eu n-am. Vină tu și fă. Nu, 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 nu. Totul e numai pas. Voi, dacă vreți, o lecție de fotografii frumoase cu noi, bine. Dacă nu, a să spunem că sunteți agentura Rusiei, sunteți oamenii Kremlinului, coloana a 5-a, așa mai departe. De multe ori ne spun asta oamenii care până nu de mult arătau filme cu Putin și spuneau că da, nu mai este, domn Bilețchi, tancurile rusești, tot normal, nu nimic strașnic. Eu îți spam în fața vamei din Transnistria că ectă de aici vine problema principală, aici e riscul, în orice zi poate să se întâmple un război. Domnul Bilețchi, avem noi probleme mai grave. Și acum îi rup tricou, da, război, uitați-vă, Rusia e principalul inamic. Și asta curând se va termina. Toată această isterie se va termina, domnul Gonța. Odată cu semnarea acordului de pace dintre Federația Rusă și Ucraina, pe care tare îl vor și americanii și europenii, și el se va întâmpla, eu sper că în condiții favorabile Ucrainei, da, pentru că Rusia pierde. Asta este evident și noi am văzut schimbarea la față a guvernării noastre. La început, când Rusia înainta și era clar că e băja, suntem neutri. Nu, 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 nu ne băgăm război. Și cum Rusia a început să iei sănătos în bilă, noi suntem antiruși, noi suntem cu Ucraina, Rusia a stat agresor, Rusia a stat terorist. Nu-i dăm voie lui Putin. Nu-i dăm voie lui Putin, interzicem canalele, o prins la curaj. Patetic, jalnic, acest lucru. Pe cine prostiți voi? Pe partenerii europeni? Că ei nu știu. Pe ucrainenii prostim? Că ei nu știu. Pe cine prostim? A, pe noștri. Nu, pe noștri se poate, da. A noștri pot să înghită această gălușcă. A noștri văd că înghit, nu vă doare burtica, apropo, atâtea minciuni am înghițit până acum, de 30 de ani. Eu mă mir, cum de nu facem indigestie, domnule Gonza? Și a doua zi evenimentul, vă întrebam, cele 5 partide semnătare, unele dintre ele, din cei 10 n-au fost invitați. Care este finalitatea acestor documente? Vor participa împreună în cadrul alegerilor locale? Vor susține candidatul comun pentru Chișinău? Vor participa în bloc național pentru viitoarele alegeri parlamentare? Vor susține candidatul unic pentru prezidențial? Iată ce aici contează. Care e sprijinul real al acestor partide pentru parcursul european? Dar nici unul. Este un singur partid care astăzi poate realiza acest lucru. Este guvernarea. Și dacă guvernarea vrea, ea poate să coopteze, să invite. Domnule Costiuc, aveți acolo niște băieți buni pe domeniul acela. Ia, avem nevoie dânși aici. Domnule Munteanu, am văzut că aveți acolo niște băieți buni care se pricep în domeniul ăsta. Dați-ne când avem nevoie dânși pentru actul guvernării. Și dacă ei se îngloadă, vin aia cubului, se îngloadă, e generalul Costiuc. Nu s-a pasul. Pasul spune că ei erau buni în platourile emisiunilor, i-am dat puterea și s-au înglodat. Înseamnă că numai populiști. Nu, 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 nu. Nu dăm nică la opoziție. Dar drug se manifestă vreunul. Nici nu dă, domnule, dacă se manifestă. Gata, să ne iei toate voturile. Nu se poate așa. Numai noi trebuie să le dăm pe toate. Acest lucru este dăunător pentru parcursul european al Republicii Moldova. Și eu nu înțeleg de unde vine această îngânfare, orgoliu al actualei guvernări. Parcă nu-s băieți proști, parcă nu-s băieți de ieri în politică, băieți și fete, ca să nu fac discriminare. Dar observ o radicalizare. Adică cum? Ei vorbesc frumos pentru popor. Noi suntem prietenoși, și nu le spun oamenii în comentarii. Nu-i criticați, ajutați-i. Cu ce să-i ajut dacă ei n-au nevoie de ajutor? Ei nu primesc sfaturi. Eu le-am scris atât. Teancuri de petiții, nu-i zi, procuratură, CNA, președinții, unde vreți, peste tot. Teancuri de hârtie. Și primesc răspunsuri din noaptea minții. Doamna Stamate ne-a răspuns că omul pe care l-a trimis parlamentul într-o instituție nu este responsabil în fața parlamentului și nu poți să-l schimbi. Și nu poate răspundere pentru ce face el. Serios? Asta e culmea. Asta este culmea. Sau, dacă tot să vorbim despre doamna Stamate sau despre ce aici se întâmplă, vă amintiți acel faimos proiect prin care Maia Sandu, prim-ministru, să numească în funcție procuror general, că dacă nu plecăm la guvernare, tot Stamate l-a propus. Și Comisia de la Veneția a spus că el este aberație juridică. Sau dacă vorbim despre această lege, dacă vă amintiți, eu v-am spus aici în platou, că judecarea în lipsă a fugarilor va fi imposibilă. Ce a făcut doamna Stamate prin amendamentul ei? Putem să trimitem dosarul în judecată în privința celor care nu sunt în Republica Moldova, doar dacă nu știm, doar dacă nu se cunoaște cu certitudine unde ei se află. Pentru ce a băgat doamna Stamate această propoziție? A doua zi iese Cafcaliuc cu doi polițiști, eu sunt la Londra, iese Platon într-un interviu la Euronews. Din întâmplare ne-am întâlnit într-un local, domnule, dați-l un interviu. Șor, iese să spune, da, e că o ieșe cineva, a fost pe și eu, se ca spiși, apar fotografiile pentru un mall prin Israel. De ce? Ca să se știe cu certitudine unii sunt ei și să folosesc amendamentul doamnei Stamate. Respectiv, nu putem aplica legea. Dacă nu-i clar, mi-a explicat o dată. Legea spunea, putem să judecăm pe cei care nu sunt țară și să ascund. Stamate bagă amendament. Doar dacă nu știm precis, nu știm unde se află ei. Dar dacă știm, trebuie să mergem, să-i cătăm, să-i aducem, să-i cităm, să facem comisii rogatorii către acel stat. Ce au făcut ei băieții aia repijor?
Eu să aici, da, eu să aici, da, eu să aici. Și gata, nu se judecă nimic. Și ieri, alaltă ieri când a fost, auzim de doamna Drăgălin că niciun dosar în privința lui Plahotniuc nu este în instanța de judecată. Doamna Rață, de cealaltă parte, spune, haideți să pregătim opinia publică de ceea ce urmează, și anume că vor fi foarte multe dosare fără finalitate. Și doamna Drăgălin spune, da, într-adevăr, noi am pornit multe, dar... Mai ales astea cu îmbogățire ilicită. Da, mai ales astea. Da, noi, cum îi spune, am pornit multe dosare pentru că inițial arăta bine scrisoarea, dar când a venit faza de investigare, ne-am înglodat. Băi, băieți, da, voi, și nu știți principiile dreptului. Învinuirea nu poate fi bazată pe presupuneri, ci doar pe fapte. Sarcina probei revine celui care mă acuză. Tu mă acuzi, tu demonstrează, i-am prezumția nevinovăție. Niște tâmpenii juridice, eu nu știu cum anul ăștia au absolvit dreptul, sincer vă spun. Eu nu știu la perspectiva, la alunelul, unde au absolvit facultatea de drept, pentru tragedie națională. Asta a fost principala pista a reformei justiției. Da, apropo, că am ajuns la drept, voiam mai la Valea să vă întreb, dar vă întreb deja acum. Ați văzut ieșirea șefului Centrului Național Anticorupție, domnul Iulian Russo, care a acuzat Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție, ambele instituții cu șefi puși de către actuală guvernare, exact ca și domnul Russo, că deci colaborarea dintre aceste trei instituții este proastă, nu merge. Noi, CNA, o vrem dosare de rezonanță, Procuratura Anticorupție și Procuratura Generală reacționează numai la dosarele cu un medic, ia 500 de lei mită. Un polițist deci, la 200. Vă spun eu, chiar și jurnaliștii care cât de cât au experiență, da? Când au auzit declarația asta, nu credeau ochilor și urechilor ce se întâmplă. Că probleme în rai, vorba aia, da? Sau probleme da. În paradis. Știți ceva? Cunoașteți? Presupuneți ce acum sau cum ați văzut dumneavoastră reacția care a fost? Am să fiu sincer, cunosc doar superficial acest lucru, am urmărit, dar mi-amintesc că la început, când nu m-a PAS omit la guvernare, eu am vorbit cu cineva din PAS, n-am să dau nume pentru că nu este corect, așa. Care mi-a spus că CNA-ul va dispărea și va fi format un fel de DNA ca în România. Pentru că acolo a fost o istorie de succes și se vrea cumva, inclusiv filiera că, domnule, facem ca România, că e ca istorie de succes, să amenec mai mult cu România și așa mai departe. Acest lucru vine în contrasens cu tot ce am văzut noi până acum. Până acum ne s-a spus că gata, începe, sară... Numai n-a spus că sară cerșele, cum a spus Dodon, din toți corupții și bandiții și așa mai departe. Tot aici în platou, acum un an și ceva în urmă, am spus că nu va avea nicio finalitate. Totul este un show televizat, cu mascați, reținem și oamenii confundă arestul cu condamnarea. Arestul este o măsură procesuală, asiguratorie, că n-ai să fugi, că n-ai să distrugi probe sau că, cum îi spune, sau că ești prezent să fie audiat. Atât. Sau că n-ai să prezinți pericol. Dacă ești bănuit, prezinți pericol în orice clipă, atunci te arestăm, cum zic și românul, ad griha apadare și ca să fim sigur că nu mai faci vă nebunie. În rest, arestul nu trebuie confundat cu condamnarea. Faptul că Tauber stă 30, asta nu înseamnă că e condamnat. Vinovăția ei nu este demonstrată. Deci juridic este nevinovat. Și toți cei care vorbesc altceva la televiziune, teoretic, sunt pasibili de răspundere. Inclusiv cei care folosesc numele lor prin platourul televiziunilor. Dacă eu ca politician folosesc asta, e ok, e discurs politic, se încadrează în libertatea de exprimare și de opinii. Dacă asta face o persoană cu funcție de răspundere, parlamentar care se află în guvernare, ministru în guvern sau prim-ministru, dacă asta face un reprezentant al organelor de forță, dar pe asta e catastrofă națională. Și vă spun de ce? Șor, Tauber, toți ceilalți vor spune, mai întâi a spus pasul, Maia Sandu și Recean, că noi suntem hoți, după care pe noi ne-a condamnat. Asta a fost indicație politică. Deci dosar politic, deci... Și Filat știe foarte bine lucrul ăsta și am văzut că a spus acest lucru în platou. Și a spus adevărat. Deci știți că eu l-am criticat în repetate rânduri, nu poți nu-i dau crezare aici. E adevărat. Dacă și de ce se implică ei brusc în campanie electorală? Credeți că ușor îi trebuie tare partid? Nu, ei știu schema. Furi, faci partid și spui că dosar politic. Iată schema. E simplu. E răfuială politică. Da, și mi-a făcut dosare până la implicarea mea în politică, nu? După ce m-am implicat în politică. Și tot ce am făcut eu în business se prestează în spațiu public, drept furt. Ei stare șmecheri. Dar noi? Dar noi urmărim ministerialul de la Curtea Constituțională. Domnul Gonța, scuze că vă întreb. Dar noi nu putem împărți și să pupi mai bine epoleții pasului. Acolo e luptă. Procuratorul anticorupție, Procuratura Generală și CNA. Ei între dânsii luptă exact ca și ce se întâmplă în Rusia. Luptă este, cum zice lui, Armata Federației Ruse și generalul lor de armată cu Wagner și ăsta, Prigojin cu Kadyrov și Kadyrovții lui. Ei nu știu care să rupă cămașa în fața lui Putin să arăte. Domnule, noi suntem ăștia. Și nu-și dau muniții unul la altul, își fac fel de împărțeli.
Și aia ca Prigojnul a ieșit în public și a spus că eu mă retrag și aia ca Bahmut nu știe ce ori să pierde. Și au apărut probleme, rupturi mari. Putin are probleme mari, apropo, în Rusia. Și același lucru se întâmplă aici. E fix în oglindă. E fix același lucru în oglindă. Ei se mănâncă între ei, vrând să pară cât mai fidel guvernării. Dar nu sunt nici unii, nici alții. Așa, domnul Chirtoacă, am urmărit aici emisiunea și a spus cât nu se poate de adevărat. Ei toți se prefac pentru că procuratura și instanțele judecătorești sunt stat în stat. Cine nu înțelege asta și se bagă în politică, degeaba se bagă. Eu fac legea, dar instanța o anulează. Sau o pun în aplicare altfel. Degeaba ai făcut-o. Eu câștig o funcție publică prin campanie, dar ei mă suspendă prin procuratură sau mai nou și prin anii, dar asta de alt subiect. Ei sunt stat în stat. Hotărârile instanțelor de judecată sunt lege. Noi avem cu dumneavoastră două organisme în stat care fac legea. Parlamentul și instanțele judecătorești. Bun, mai avem și guvernul care are hotărâri obligatorii spre executoare, ca și cum ar fi lege, dar se numește altfel, se numește hotărâri de guvern. Cine nu înțelege acest lucru, că acolo trebuie țintit. Și nu că luăm pe Dorel Musteață sau pe alții care au mai slujit și alte guvernări, că ne-au jurat credință nouă. Dar mai gine pune-l pe tău slab și ratează, decât să-l pui pe unul care a mai fost deja. Din start compromis. Eu ca judecător, care și vă asigur că erau mulți în toate instituțiile statului, erau oameni care au votat PAS și au spus, domnule, ăștia o să fac treabă. Și când au văzut cu cine, cu ce jucători joacă ei în această horă a reformării, au zis, catastrof, cine-i? Dorel Musteață? Sau ăștia să-mi reformeze mie justiție? Sau cine? La Ani Chișca? Sau prin alte instituții, aceleași nume, aceleași persoane care până nu de mult slujau interesele Dodon, Plahotniuc, Voronin și tot așa mai departe. Catastrofă, domnul Gonța, eu nu înțeleg. Eu mai bine pierd pe mâna mea decât să mă bazez pe altul străin. Eu mai bine încerc eu cu forțele proprii și eșuiez. Spun, oameni buni, scuze, e foarte greu, sistemul pune rezistență, dar tu când joci cu un om din sistem și spui că sistemul pune rezistență, serios? Adică cât de prost mă crezi să cred așa ceva. E cincea zi de judecată în Curtea Constituțională. Sună ciudățel la curvă, parcă un dosar penal se examinează sau un proces penal are loc. Pentru dumneavoastră e clar că îl scoate în afară legea pe partidul ușor? Atenție, domnule Gonță, dacă îmi permiteți o mică precizare, la Curtea Constituțională nu se vorbește despre scoaterea în afară legii a partidului ușor. Scoaterea în afară câmpului constituțional. Okay. Am urmărit cu atenție ce a spus domnul Tănase și de multe ori îl urmăresc pentru că este probabil că unul dintre puținii noștri constituționaliști buni, mai este domnul Smochescu, mai sunt și alții pe care urmăresc, la care fac referință, sunt grei. Oamenii ăștia, chiar dacă eu nu sunt de acord cu ei, eu respect pentru că eu cunosc profunzimea lor și ei știu să argumenteze. Deci, Curtea Constituțională examinează doar prisma Constituției, legii supreme. Ea nu se bagă în codul penal, codul administrativ, codul civil. Se urmărește dacă partidul Șor a avut mesaje și acțiuni anticonstituționale, adică împotriva ordinii de drept, împotriva statului, împotriva siguranței cetățenilor. Că ceva nu a declarat, că niște bani nu știu și asta e codul penal, fiscal, administrativ, civil, altceva. Asta trebuie să examineze o altă instanță. Curtea Constituțională nu are dreptul să judece alte cazuri. Și alte instanțe n-au voie să judece și aici ținit domeniul constituțional. Deci haideți să fim foarte clar înțeleși. Eu cred că temei juridic există de a declara neconstituțional acest partid, din motiv că am văzut mesaje de susținere a războiului, am văzut atentat la ordinea de drept, sub aspect de fraudare alegerilor, pentru că asta este temelia statului și a dreptului. Poporul este suveranul acestui stat, așa scrie. Suveranul poporului, suveranul statului este poporul. În momentul în care tu mituiești poporul, tu practic atentezi la puterea statului. Dar asta e doar prin analogie și prin deducții. Dar indirect sau în stricto sensul, nu în sensul larg, nu prea. Dar legal, ca la curte, spun, deși că v-am prins că ați dat 500 de lei la un om, vă scoatem în afara câmpului legal, nu, asta este nonsens. Asta poate să facă o instanță de judecată, numai nu Curtea Constituțională. Și asta nu schimbă nimic, domnule. Asta voiam să vă trebuie. Asta e distragere atenției. Șor mâine și cumpără care acolo. Unii centristi au spus că e gata să le iei partidul. Și încă vreo 20. Și ușor asta e convine. Eu de mii de ori am spus și ei de la PAS și o trimis troleze că Bilețchi e de ușor. Repet și spun încă o dată. Șor este un partid dăunător Republicii Moldova. În mod normal, nici măcar nu trebuia să fie admis în cursa electorală. Sau să lupți democratic și să-l învingi. Asta ar fi, în general, superb. Ar fi un triumf al democrației Republica Moldova, ca tu, cel cu adevărul, să fii atât de brav, atât de corect, atât de insistent, încât el cu toți banii lumii se pierde. Dar n-a fost să fie, de unii nu-i, nici Dumnezeu nu cere. Respectiv, partidul Șor și Șor personal
o să facă semnul crucii, o să spună slava Domnului că a scăpat de numire așor și o să mă numesc Mișcarea pentru Popor. Și acum haideți noi tăți strâmbițăm încă 10 ani de zile și să explicăm că Mișcarea pentru Popor este fostul partidul șor, în spatele căreia se află Ilan Șor, care este figurant în furtul miliard. Și da, dosar bla 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 bla. Lui Șor îi convine să scăpe de această pecete a partidului Șor. Din cauza denumirii însăși, mulți oameni nu ies la protest. Că mulți are și să protesteze. Din cauza denumirii, mulți nu votează acest partid. Că e Șor și nu dă bine. Dar dacă ar fi altă denumire, cum zice rusul, mai rucapajatnă, așa, care să, arăte, să dea mai bine la public, care să fie poate mai largă, Uniunea Centristă, sună bine. Nu e Șor, Șor, Șor sună urât, numele unui om, despre nică. Aici o să vedem Uniunea Centristă, de-am parcă este și direcție geopolitică, de-am parcă se încadrează și în doctrină, o să arăte mai spălățel. Și atunci pe cine ajută guvernarea? Noi și iarăși promedeam, Uniunea Centristă, de-am o să dăm în judecată. Pe urmă următoarea, pe urmă următoarea. Mie mi se creează impresia, domnule Rigonța, și aici am să închei. Tare mai convine pasului acest partid Șor. Ei au nevoie mereu de un dușman, asta e regula politică. Trebuie să dai pe cineva jina, deși e rău în țară, că este Șor. E că dacă nu ar fi Șor, ar curge nerii pe drum. Că nu putem în 30 de ani să corectăm ce a fost în 10. De acord. Dar poți măcar amuși să întâmplă, să nu leși, să deraieze, pentru că amuși degradează complet. Repet, Șor la început avea 7-8%, până l-a apucat pas de gâșos cu eu, tip vără mormânt. Și cât are acum Șor în sondaj? În sondajele toate, nu numai unul, că sunt ștrucate. 23, 28, 30%. Deci, și dacă... iau o treime din Parlament. Da, ei cresc ca pe drojdie. Înseamnă că cei ce face pas este greșit. Scopul e să-l mântuiască de zele pe Șor, nu? Partidul, doamne, nu, doamne ferești, nu fizic. Da. Dar rezultatul este invers. În acest moment trebuie să-ți dai o întrebare, să-ți faci o autoevaluare și să spui, doamne, poate eu ceva nu fac corect. Pentru că eu aud zilnic Șor, 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 și dacă mie nu-mi place guvernarea, eu știu exact pe cine îți votez. Opoziția, așa că tale. Trebuie invers să faci în asemenea fel încât oamenii să înțeleagă. Și asta se face din prin acțiuni concrete. Noi nu vedem un dosar de condamnare, niciunul, în privința la nimeni. Toți sunt eliberați. Cine? Țuțu, Damir, Ieralov. În privința lui Plahotniuc, un dosar a fost anulat privind dubla identitate. Clasat. Despre ce vorbim? Cine? Averi ilicită? Cine era acolo? Sârbu? Alții? Toți deputații aia. Toți clasați. Toți absolut. Deputații PLD-ului care s-au vândut. Nici o întrebare. Deputații comuniști care s-au vândut. Nici o întrebare. Nimeni, domnule, e un singur caz la verificarea verii care a fost astăzi la răspundere și săracul om și-a recunoscut vina. Numai de asta și-a câștigat Aniu. În rest, toți au câștigat în instanță împotriva Aniului. Un dosar cu finalitate este, omul și-a recunoscut vina. Eu, apropo de ANI, văd, deseori aveți dumneavoastră niște live-uri despre această agenție națională pentru integritate. Ce aveți cu ANI-ul dumneavoastră? Da să-l pace oamenii să lucreze. Că eu schimbat acolo pe toți, nu? E ok, e reformat ANI deja, nu? Sau acolo nu s-a ajuns? Mie îmi place cum dumneavoastră moderați, domnul Regonța, sincer. Mulțumesc. Eu cred că cei care urmăresc apreciază, că eu sigur că se uită la noi și la președinție, și la parlament, și la guvern, și la ANI. La ANI, ce este asta ANI-ul? Autoritatea Națională de Integritate. Puținul lumii cunoaște, eu am să încerc să fac o scurtă retrospectivă. Da, scurt. ANI-ul este o instituție care are obligația de a verifica averea și proprietățile funcționarilor publici. Miniștri, deputați, consilieri, primari și mai departe. Trebuie să urmărească dacă cei își declară ei corespunde cu veniturile lor. Și dacă nu există cumva dubii că s-au îmbogățit ilicit. Dacă se constată, aceste bunuri se confiscă, se dispune evacuarea din funcție publică și interdicție de a ocupa funcție pe mulți, mulți ani înainte. Vă dați seama și puterea așa o instituție. Da, da. Dacă Plahotniuc putea să-ți scoată din funcție prin procuratură, pas poate să-ți scoată prin ANI. Exemplu, în cazul lui Ceban. Da? Noi am văzut că ANI a spus că, domnule, mai tine că și tot a bolit în tac. Din 2019 este dosarul lui Ceban, în 2023, 4 ani de zile, el a stat frumos să prindă col pe raft, exact înainte de alegeri. A trebuit, l-am folosit, n-a trebuit, nu l-am folosit. Dacă este pentru ce, să-l plesnească pe Ceban. Dar, iarăși, felul în care se face, momentul trebuie să fie oportun. Ca și anularea alegerilor. Totul trebuie făcut la timp. Legea limba română, peste un an jumate. Închidem televiziunile, peste un an după război. Dom'le, peste un an de-am gata, lumea de-am crede în Putin și așa mai departe. Lucrurile trebuie făcute la timp. Eu asta vreau să spun. Așa. Revenim la ANI, pentru că lucrurile trebuie făcute la timp. Din luna noiembrie, eu spun că la ANI va avea loc un concurs pentru ocuparea funcției de președinte. Doamna Rodica Antoș, a fost la președinte, a dat demisia. A fost determinată să plece. Da, da. Doamna Rodica Antoș a avut un vicepreședinte care se numește Lilian Chișca. Ambii au depus jurământ în fața lui Igor Dodon pentru 5 ani de zile și Igor Dodon atunci când ea a semnat decretul de numirea lor în funcție a spus în felul următor: în alții eu n-am avut încredere și nu i-am numit în funcție, dar în voi am avut încredere din prima. Și ce credeți că se întâmplă? Corect? Omul care a avut maxim încredere Dodon câștigă concursul
la aniul nou reformat sub paravanul Maie Sandu și al PAS-ului. Numai că noi am verificat această activitate a instituției și iată am depus aici petiții către Maia Sandu, către Uniunea Europeană, Delegația Uniunii Europene, către Statele Unite ale Americii, către Greco, Grupul Statelor Împotriva Corupției, către toți absolut care există, Parlament, Guvern, Președinție, toți care au acolo membri. Pentru că anii unul se conduce din singur om, acolo e un consiliu. De asta mie mi s-a părut interesant această instituție. Pentru că lovind într-unul, eu lovesc în toți. Eu vreau să-mi fac o impresie. Parlamentul, Guvernul, Președinția, CSM-ul, CSJ-ul, CSP-ul s-au reformat ceva sau nu prea? Unde pot să văd asta? Corect, la ANI. De ce? Pentru că este un organ consultativ, comun. Toți împreună formează, domnule, Consiliul de Integritate. Ei desfășoară concursul și sunt organul suprem. Președintele în fel de chestii de asta, administrativă. Când mă uit, dar ei dau câștig lui. Concursul începe mult mai târziu, prin martie, îmi pare că ianuarie, februarie, martie, nu mai amintesc exact. În fine, eu din noiembrie, când înainte să înceapă concursul, am spus, ăsta o să câștige și e că acum o să câștige. Și exact așa s-a întâmplat. Mergem mai departe. Eu ridic, domnule, zic, poate degeaba mai eu de omul ăsta, poate el e un om bun, poate, nu știu, poate m-a dus mine în eroare, zeci de oameni care am vorbit eu și din instituții și care au lucrat în instituții. Nu m-am ridicat subiectul aniului, telefonul meu e roșu. Nu vă mint, domnul Gonță, puteți să-i filmați, n-am să arăt mesajul. 93 de mesaje am aici pe WhatsApp, se vede, da? 93 de mesaje și toate într-o formă sau alta s-au cu probleme de la oameni, nu știu dacă se vede. Sper e clar, eu văd, da. 93 de mesaje și o bună parte despre ani. Foști inspectori, actuali inspectori, personal auxiliar, tehnic, secretari, tot ce vreți și tot spun. E catastrofă. Haideți să ne uităm, domnul Gonță, pe raportul de activitate anului 2022, de când conduce domnul Chișca, după ce a plecat Antoci, raportat cu 2021. Să vedem parametri de productivitate, de funcționare. Lucrează bine sau nu lucrează bine? Vorbim despre procesele verbale de refuz a controlului. Dacă inițiem controlul sau dacă refuzăm controlul. Procesele verbale de refuz a controlului au depășit de 3 ori numărul de pornire a controlului. Adică din totalul inițiativelor inspectorilor de a porni controlul în privința unui funcționar, ar fi dorit să-i verifici pe toți. Asta ar fi super, dar nu avem așa capacități. Avem 980 de primării, sunt 980 de primari. Cea mai mică primărie are 9 consilieri, cea mai mare are 51, cum e Chișinău. Vă dați seama și volum enorm. Și noi vorbim aici, avem și polițiști, avem aici și medici, toți care lucrează la stat pot fi verificați de către ANI, toți fără excepții. Vă dați seama și volum imens, dar inspectorii sunt puțini, foarte puțini. Și s-au făcut așa de puține concursuri. Și să-i luau cuțărâta câte unul, câte unul, câte unul. Era o condiție a Uniunii Europene ca Plahotniuc să mai primească bani, Republica Moldova, pe timpul Plahotniuc, să ia bani. Și atunci Plahotniuc a simulat cumva că apare această instituție, dar o ținea așa pe stop, ca ea să stea acolo moarte. Și așa că oamenii ăștia au ajuns până la noi azi și noi vedem că practica lor continuă. Repet, din 590 de procese verbale au fost pornite doar 133, adică doar 22,5%. Catastrofă. Mergem mai departe. Din numărul total de procese verbale emise, adică făcute pe regimul juridic a averii, au fost inițiate, adică le-au dat curs, doar 44 și refuzate 160. Doar 24% au mers mai departe. Sub aspect de finalitate, prin care totuși au fost inițiate câteva controle ale averii și au fost duse la bun sfârșit, 44 au fost pornite și doar în 15 cazuri au fost emise acte. Adică din sute am ajuns la cifra de 15 cazuri. Și încheiind, toate aceste lucruri sunt documente oficiale, ele au plecat către Parlamentul Republicii Moldova, trimise de ANI, nu de noi. Asta este raportul lor de activitate, anul 2022. Dacă raportăm față de 2021, acolo e catastrofă. Repet, n-am nimic personal cu Chișca, să-i dă Dumnezeu sănătate. Dar Eu mă uit la cifre. Că instituția este nefuncțională. Este nefuncțională, e paralizată. Această instituție este nefuncțională și eu nu pot să cred că Maia Sandu poate să aibă încredere în același om în care a avut încredere Dodon. Un membru al comisiei de concurs, domnul Vitalie Palega, a spus că concursul este fraudat. Presa a tăcut din gură. Dacă era așa ceva pe timpul lui Plahotniuc și era blocul acum în stradă, era scandal. Erau cu pancartele acolo. Presa a publicat doar poziția instituției. Domnule, așa crede Palega, restul nu gândim așa. Păi normal că nu gândiți așa, el spune despre voi, că nu alții au fraudat concursul. Astăzi, în timpul ședinței, fiți atenți, domnul Gonță, astăzi, în timpul CEI-ului, ei au hotărât să-l... zic că nu-i frumos că nu grăim nici despre treaba asta. Despre asta a vorbit, apropo, și domnul Călugăreanu, de la Jurnal TV, nu numai eu, ca să nu zic lumea că numai omul ușor și al Plahotniuc și al Dodon au grăit. Despre asta a vorbit și Nata Albo, Andrei Bolocan, adică oamenii buni, din tabăra bună. Și m-am bucurat foarte mult că au fost
corect și au vorbit și ei despre asta. Noi trebuie să vorbim despre lucrurile incomode și dureroase, pentru că altfel lucrurile nu se schimbă. Doar dacă cântăm în strună, la asta cifrele astea mai bune nu devin. Eu oricum dacă sunt obligat, nu vă dau voie, pentru că am nevoie de publicitate. După care... Încheie, domnule Gonța. Încheie. Din numărul de 133 de procese verbale de evidențiere, au fost publicate doar 129. 4 nu sunt publicate. Așa. Dar eu vreau să știu cine e acolo în astea 4. Ce familii sunt acolo? Eroare tehnică. Nu, ei sunt obligați. Nu e eroare tehnică, ei sunt obligați. La fel cum au fost obligați să publice proba interviu filmată, video. Două săptămâni de zile, eu am primit răspuns de la ei, scrie în felul următor, am întâmpinat dificultăți tehnice de publicare a clipurilor video. Două videoclipuri de publici pe YouTube. Două săptămâni au întârziat. Vă dați seama despre și control de avere noi vorbim. E catastrofă. Pe câștigătorul întreabă, era o întrebare pentru ambii candidați. Domnule, ne-ați spus calitățile noastre pozitive, experiența, avem nevoie de puțină autocritică. Ce n-a mers bine la dumneavoastră? Cred că cariera mea profesională, în care am început la cea mai mitic funcție și am ajuns la cea mai mare, cred că asta. Tu ești teafăr la cap, adică nu pot să cred, domnule. Trebuie să luăm câteva clipuri de publicitate, după care revenim, vă rog, publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Bilițchi, vorbeam noi la începutul emisiunii despre alegeri, vin alegerile. Sursele noastre, ce vă spun? Domnul Ilian Carp este candidatul PAS-ului. Eu știu, oamenii într-o zi o să schimbi televizorul, pentru că eu tot de un an pun întrebarea asta, cine e candidatul PAS-ului? PAS-ul rar vin pe aici, extrem de rar, sau reprezentanții PAS-ului. Spun că foarte curând, mâine anunțăm, și nu se anunță. Și oamenii, adică telespectatorii noștri, atâtea ori au auzit întrebarea asta și niciodată n-au răspuns. Haideți măcar să dăm un nume. Sursele dumneavoastră, ce vă zic? E domnul Ilian Carp? Sursele mele spun că domnul Carp, da. Și tot sursele mele au spus că au fost mai mulți contracandidați. Nata Albot, Chironda, s-a luat în calcul. Pardon, doamna Gavriliță. Din punctul meu de vedere, Carp ar fi cea mai bună variantă. Eu îl cunosc pe dumnealui, nu din cauza simpatiilor personale. Dumnealui a fost la primărie, a fost șef de cabinet al Dorin Chirtoac. El, subiectul primăriei, îl știe foarte bine, este unionist, este mai pregnant decât Ceban, care încearcă să se lanseze pe segmentul pro-european. Nu cred că ar avea șansă să câștige în fața lui Ceban, pentru că pasul este la guvernare și guvernarea lor este un eșec, iar primăria arată cât de cât bine. Dar în turul 2 ajunge? De bine, în turul 2 nu cred că ajunge. Depinde cât de bună o să fie prestația lui. Dacă ajunge în turul 2, e superb pentru pas. Adică, cum a spus domnul Culminski, e clar că eu o să pierd, e important să iei un scor bun. Politic adevărat acest lucru. Dacă pierzi lamentabil la scor de chifir, asta e grav. Când tu ești la guvernare, tu nu ești un partid nou născut, a apărut 3 luni înainte de alegeri, când am apărut noi în timp campanie. Noi bădăprosti deja un scor bun, a fost destul de ok. De asta cred că domnul Carp ar fi un candidat bun. El posedă materia, el este din domeniu. El nu o să fie apșoară, populisme, geopolitică și mai departe. Spuneam că subiectul geopolitic va dispărea și cine va încerca să meargă pe el va pierde. De asta sper eu că va fi Carp. Dacă va fi altcineva, va fi Jale. Chironda, catastrofă. Ce bani o să-l mănânce să facă farș dintre însu în campanie. Nata Albot, la fel. Nata e ok, pe organizat fel de festivale, activități. Este activist civic, nu este politician. Nu e de primărie. Primărie e o funcție administrativă. Nu este una politică. Noi am transformat-o în politic. Primarul nu face unirea, nu face integrarea europeană și nu face integrarea în Uniunea Vamală. Primarul asta înseamnă drumuri, trotuare, infrastructură, parcuri, grădiniță, școli, iată, direcțiile. Dar s-a apucat Ceban să facă deja și integrarea europeană? Nu el, partidul pe care l-a făcut. Ceban a înțeles foarte clar că el are nevoie de partid, pentru că el primar poate să câștige de la Consiliu, dar Consiliul este forța legislativă. Ce aici a rămas iarăși moștenire din Uniunea Sovietică. Noi confundăm primarul cu șeful. Nu, primarul este executivul. Dacă comparăm parlamentul care face legea, ăsta e consiliul local. Dacă nu ai acolo majoritate, nu faci nimic. Cazul Dorin Chirtoac, care era primar, dar n-avea în consiliu majoritate. Trebuie să eu ții, tu mie, aici apar compromisuri, un bloc, un nu știu ce, și apar probleme. Dacă domnul Ceban nu o să ia consiliu, atunci el o să aibă mari probleme. Dacă domnul Carp o să reușească, spre exemplu, să piardă primarul, dar să ia consiliu, ce aici s-a întâmplat atunci când era Pele, cu PSRM, pe vremuri, Chirtoac câștiga primăria, dar socialiștii luau majoritatea, asta ar fi foarte interesant. Adică asta ar fi, eu aș vrea să văd o asemenea primărie, dar să fie una funcțională, nu de șantaj, nu de blocaj total. Politicienii trebuie să găsească compromisuri, să negocieze între ei, nu să aducă prejudicii oamenilor de dragul ratingului lor. Sorry, asta e obișnuință de la școală să îmblă la... Regizorul mi-a scris că spune să arunci pixul. Să mă ierte, regizorul, cer scuze.
Clar, cu localele. La Bălți e ciudată situația. Acolo nu se știe dacă Tauber vine. Se creează, am înțeles, un bloc nou, un iarăși al Rusiei, care nu-i român și nu-i pro-român și nu-i pro-UEI a Rusiei, nu știu. Renato Osată încă n-a anunțat foarte clar ce face la Bălți. Mie s-a lăsat impresia că destul de clar. Eu cel puțin urmăresc ce face el în spațiu public și pe TikTok și la dumneavoastră la emisiune. Mi s-a părut destul de clară intenția lui de reveni la Bălți, de a candida. Nu doar la Bălți, adică nu asta ar fi limita lui de sus. Partidul, da. Eu nu știu dacă el, adică... Am văzut cel puțin că i-a părut rău de faptul că s-a retras din Bălți. Uh-huh. Ideea este alta. Cum o să mergem noi în campanie pe trotuarele din Găgăuzia sau din Bălți făcute de Șor, spre exemplu, pe drumurile făcute de dânsi, să le spunem că Șor este un bandit și un hoț și nu-i votat? Cum? Care o să fie credibilitatea noastră în fața lor? Iată, asta este o problemă, pentru că eu mă întreb, domnule Gonța, nu numai ce se întâmplă azi. Noi trebuie azi să ne gândim și o să fie peste 5 ani, peste 10 ani de zile. Cine crede, fanat și pasul, că pasul e pe veșii, ne vedem peste 4 sau peste 8 ani. Nici pomenă de pas. Așa cum nu e nici pomenă de PD sau de PLDM sau de comuniști de odinioară care aveau o majoritate absolută. Da, ei mai sunt, dar mult mai slabi. Ei nu vor fi la guvernare veșnic. Noi trebuie să ne întrebăm în perspectivă ce urmează, la ce rezultate vor duce acțiunile pe care le facem noi astăzi. Pentru că dacă schimbăm acum cu rolurile și aici face azi pas, ar fi făcut Șor, fix în fix, pur și simplu schimbăm denumirile. Noi am fost foarte nemulțumiți. De asta, pe lângă toate păcatele partidului Șor, noi trebuie să vedem să nu sărim calul. Sub pretextul că ei sunt bandiți, să nu facem dezordine, să nu facem bardac, să nu facem bespredel, să nu călcăm în picioare legea, să nu facem fără de lege. Asta e foarte important. Noi trebuie să pedepsim bandiții prin lege, nu prin fără de lege. Eu asta vreau să atrag atenție. Pentru că în ultimul timp, ce aici văd eu, noi deraiem acest lucru. Dacă ei sunt bandiți, apă nu ne spate orice. Noi putem să stricăm meeting-urile. Noi putem să ne vrăm la niște meeting, să facem bardac. A, de la nostru, poliția va asigura ordinea publică. Dar dacă faci Șor, apă spate contra manifestații. Dacă e Dodon șef de stat, putem să spunem că el e porc și așa mai departe, cer scuze. Așa spunea lumea. Și eu, inclusiv, am spus. Mi-am dat seama ulterior, asta nu este corect. Asta nu este frumos, nu ne face față. Mă căiesc când cer scuze. Acum e Maia Sandu, dacă străgâi, că Maia Sandu e așa, că ei încolo. Știți cuvintele. Că n-are așa, că are așa, că nu știu ce. Nu, cum vă permiteți, asta e șeful statului. Dar cum e, dar voi 4 ani urmă, cum ați vorbit despre șeful statului? A, nu, că așa nu era, nu contează, îți place sau nu, era șef de stat. Deci noi suntem cu dublu valoare. Până când noi toți împreună, toți, toată societatea, nu stabilim niște reguli clare. Domnule, asta nu se poate la nimeni, categoric. Cine încalcă, e descalificat de societate. Noi nu avem asta. Dacă e Dodon, pro-europenii pot să-l facă în ultimul hal, să-și ceargă cioarele. Dar dacă e Maia Sandu, ferita sfântul stânga, să spun un cuvânt. Talpa iadului. Nenorociți-i dracul. Cum își permite așa să vorbească? Dar de ce aceste duble valori? Că și ești funcții. A, că e omul drag nou sau că e omul de care nou nu-i dragă, așa noi nu o să mergem mai departe. Asta nu este integrarea europeană. Cât timp noi mergem cu ură, cât timp noi mergem cu dubli valori standarde, asta nu sunt valorile europene. Asta nu e combaterea discriminării, asta nu este egalitatea de șansă, asta nu e pluripartidism și pluralism de idei. Ori Uniunea Europeană tocmai că încurajează să nu fiți de acord cu mine și să ne respectăm, să ne dăm mâna și să ne comportăm civilizat. La noi se merge pe comunism agresiv. Cine nu-i cu noi e împotriva noastră, suntem numai noi și restul toți sunt greșiți. Dacă tu cumva ne critici, înseamnă că tu ești în tabăra și altă. Dar spate eu să nu știu nici cu Șor și nici cu pas. E ca eu vreau să am scăunielul meu cu viziunea mea. Nu mă băgați mine în buzunarul nici a pasului, nici a lui Platon, nici a lui Dodon, nici a lui Șor, nici a lui Plahotniuc. Eu am propriul punct de vedere, am o scară de valori prin care vă judic pe toți. Dacă ați pus filtre de meritocrație și eu nu le văd, eu am să vă critic. O să semnați o hârtie ca lumea. Îmi spun bravo, iată, Maia Sandu n-a semnat decretul de numire în funcție la anii. L-a amânat cu 15 zile. Eu am spus bravo, dar deși eu trebuie să critic atunci când e de laudă. Dar eu să bat în palme, parcă suntem la Kim Ser Un sau cum îl cheamă. Trebuie să aplaudăm toți partidului. Nu, fraților, guvernarea trebuie să aibă opoziții și să le spunem, domnule, greșiți, aici nu faceți bine. Eu nu spun cu răutate, domnul Gonță. Eu vreau să mă înțelegeți, nu doar dumneavoastră, dar dumneavoastră mă înțelegeți. Cei care privesc, anume zombații. Cer scuze că le spun așa, dar sunt îndoctrinați, sunt zombați, sunt manipulați, care sunt gata să moară pentru partid. Doamne ferește, că sfinți la pas. Domnilor, nimeni nu-i sfânt. Nici eu, nici ei, noi toți greșim.
N-am nici un pic de ură pe dânșii sau invidii că n-am ajuns în Parlament. Doamne ferește! Unicul lucru pe care, de care eu mă tem e că din cauza că ei fac greșeli, noi pierdem toți, parcursul european pierde. Pierde nu doar PAS. Partidele pro-europene pierd. Cresc ceilalți, crește stânga, cresc prorușii. Așa e logica politică. Cine azi e la guvernare, mâine în opoziție. Cine azi e în opoziție, mâine la guvernare. Eu nu vin, pur și simplu, să critic zău din deget. Eu vin cu soluții, eu vin cu demersuri, cu petiții, eu vin să ajut. Sincer, că eu n-am și pierde dacă să fie ordine. Ok, noi și deputat. Mare, în schimb, să fie ordine în țară, n-a să fie corupții și să avem un nivel de trai decent. Ia ca n-aș pierdere pentru mine. Nu, trebuie cu orice preț să ajung deputat. Nu, fraților, nu știu de alții, poate alții își sunt prefăcuți. Eu, asta vreau. Lucrurile asumate să se îndeplinească, să se întâmple, pe bune, calitativ, nu declarativ. Că eu, sloganele astea le aud, nu știu, câta 10-a oară, toate aceste meeting-uri. Și când văd în platouri că să pregătim opinia publică pentru ceea ce urmează, adică pentru faptul că vor pica în instanță dosare, asta e grav. Asta e foarte grav. Adică asta înseamnă două lucruri. Fie incompetență crasă, că nu pot duce la bun capăt un dosar penal. Doi, sau înseamnă că dosarele au fost pornite pentru răfuieli politice, ca să le fie mai ușor să câștige alegerile. Tu, ca procuror anticorupție, împreună cu reprezentantul unei emisiuni, spui că noi pregătim opinia publică pentru faptul că vor pica în instanță dosare. Adică noi și suntem un fel de cobai, un fel de șurecei de experimente, ca să nu reacționăm prea dur. Pentru că la noi asta se întâmplă. Sunt studii, când să spunem, prin cine să spunem, doar nu iese Maia Sandu să ne spună o veste negativă. Iese altcineva. Dacă s-o sparge oale, sparg în capul lui. Doamna Maia Sandu va ieși și o să ne spună doar știrile pozitive. Noi înțelegem cum lucrează aceste chestiuni. Când e o știre rea, îl dăm pe unul de care nu nijele. Când e ceva bun, dăm pe cei pe care noi mai departe mizăm politic. Că ați vorbit despre faptul că trebuie de aplaudat atunci când trebuie de aplaudat. Anunțul domnului Igor Grosu cu privire la retragerea noastră sau inițierea procedurilor de retragere din acordul interparlamentar CSI, ceea ce logic ar urma că într-un final plecăm total din Comunitatea Statelor Independente. Aici s-a aplaudat. Bravo, dar prea târziu. Nu mi-a zis că e ca, oricum că s-a autocritic. Da. Bravo, dar repet, prea târziu. Asta e ca și cum eu aș aduce medicamentul de-am la cioarele mortului. După un an jumate, hai să ne-am dat seama, limba e română. După un an de zile, hai să blocăm televiziuni de propagandă. Și pe care le-a blocat, pe cele de propagandă? Nu prea. Ei deloc nu vorbeau despre război. Apropo, deloc nu vorbeau despre război. Deloc. Dar cele care vorbesc, funcționează bine, mersi. E că acum pornim acasă televizorul, există canale care foarte bine. Și online merge brici și sunt și la emisiuni și stă Sputnicul cu microfonul pe la cum îi spune, la proteste. În campanie Sputnicul pe noi ne lăuda și făceau ei, laudă Sputnicul. Dar pe mine ca unionist, strașnic și mă ajută lauda Sputnicului. Din potrivă, mă bag în buzunarul lui Putin. Pe mine, eu mărs pe ideea Sputnicului, că e mișmecher, nu e ca ăștia. O zic că dacă spunem de rău de Bilețchi, înseamnă că să-l voteze lumea, ca să vadă că el e într-adevăr antirus. Dar mai gândim să-l laudăm. Dacă să-l laudăm, îți băgăm teoria conspirației. Avdrug e agent pro-rus. Deci, haideți să înțelegem că propaganda e mult mai sofisticată decât credem noi la prima vedere. Dacă o spus de ghine, înseamnă că Sputnicul cu dânși. Nu e chiar așa. Ok, mergând mai departe. Ieșirea noastră din CSI trebuia făcută de mult. De ce? Pentru că, haideți să tragem linia. Cât plătim noi sub formă de cotizații, care sunt angajamentele noastre și ce beneficiem noi din această comunitate a statelor independente. Și ce înseamnă această comunitate? Este o făcătură, este o creație artificială a Federației Rusie, care simulează un fel de corp amorf al Uniunii Sovietice. E un fel de, nu știu cum spune limba română, când ai un corp neînsuflețit a unui animal și tu l-ai împăiat și l-ai pus ca așa frumos să stăie, că asta e CSI. Exact Uniunea Sovietică 2.0. Noi avem acorduri bilaterale cu Federația Rusă. Lumea zic, ia ca din cauza denunțării CSI-ului stricăm relațiile cu Rusia. Nu, noi avem acord de parteneriat cu Federația Rusă. De bună vecinătate și de frății, de prietenii și vreți să-i semnat cu Federația Rusă. Este CSI sau noi? Asta e o chestie terță. Asta e ca și cum noi întâi suntem prieteni și am mai făcut încă un fel de asta. Liga prietenilor. Încă o chestie suplimentară. Dacă suntem prieteni, suntem. Dacă nu, nu suntem. Această CSI nu ne-a păzit pe noi nici de embargoul la fructe, nici de embargoul la legume, nici de embargoul la vinuri, nici de, cum îi spun, de armata de ocupație teritoriului nostru, nici de șantajul la gaz rusesc, de nimic nu ne-a păzit. Cu nimic nu ne-a ajutat. Noi doar plătim și cotizăm și mai departe menținem anumite structuri. Apropo de postul ăsta, mir. Doar o mică precizare vreau să o spun aici ca să rămână. Pe mine mă miră faptul că foștii directori de televiziune mir, care azi a declarat mare propagandă,
sunt fondatori a unor partide pro-europene care tare speră să iei voturi de la PAS și sunt inițiatorii celor care semnează pentru parcursul nostru european. Unul dintre inițiatorii Cubului este un fost director de la MIR care a fost decorat de Vladimir Putin cu Ordinul Drujba. Da, el a dânsul renunțat, bineînțeles, după ce a început războiul, dar asta, asta e pentru cei care vor să creadă în așa ceva. V-a plăcut investigația colegilor de TV8 despre domnul Popșoi? Da, a fost interesantă. Eu i-am luat apărarea domnului Popșoi. De ce? Pentru că am considerat că este una tendențioasă și făcută în exact în momentul în care în PAS are loc un plin război intern. Oho. Toți cei din PAS trebuie să fie investigați, la toți sunt întrebări, și la cei care au Porsche-uri, Cayenne-uri, la cei care și-au cumpărat, apropo, foarte mulți în ultimul an și-au cumpărat mașini noi nouți. În vreme de criză, în vreme de ciumă, în vreme de gaz foarte scump, de război, ei și-au cumpărat mașini noi și foarte scumpi. Și toți au niște justificări că era așa, era veche, am vândut-o din economie, am mai cumpărat, așa e și poveste la toată lumea. Investigația în privința domnului Popșoi s-a făcut pentru că el face parte dintr-o tabără din PAS, care la ora actuală este incomodă, care nu salută anumite decizii și noi am văzut că și domnul Perciun a pus anumite accente și alții din PAS. Eu vreau ca lumea să înțeleagă că PAS-ul nu este monolit. El este multicolor pe interior. Sunt mai multe tabere, mai multe grupulețe, mai multe bisericuțe și asta e normal, tot se întâmplă lucrul ăsta. Partea proastă a acestui fenomen este faptul că nu toți sunt bine intenționați. În PAS sunt oameni buni, bravi, care chiar vor să schimbe ceva. Sunt entuziaști. Dar sunt și cei care au mai fost și știu cum să fac lucrurile. Și știu cum să bagi în amendament, știu cum să fac colegii, știu cum să trebuie făcut niște șmecherii, că au mai făcut în trecut, au mai participat și în alte guvernări. Au experiența destulă și știu să acopere și furtul băi și de economii, știu să fac și propagandă pe online, știu să fac toate. În acest sens, acum se dau lupte. PAS-ul i-a învins pe toți. Și cei ce firesc se întâmplă în politică, după ce iei mâncapități, corect, începi să te mănânci și să înguri pe tine. Divide impera, să nu uităm că sunt și forțe externe care potențiază aceste mâncări pe interior, atent, indirect, prin persoane interpuse, prin persoane loiale, pentru că și în PAS nu tot e pro-european. Spre exemplu, doamna Davidovici a spus că România ne-a ocupat și a fost directoare la TV8 și a avut anumite exprimări cam proruse la anumită perioadă de timp. Și presa sau anumiți jurnaliști proruși au luat-o tare peste picior când anume pe ea au trimis-o la APCE să vorbească despre propaganda rusă, în special doamna Pahomova și alții care a mai colaborat în trecut. Acolo nu totul este așa de roz cum pare. Pentru că atunci când PAS a vrut să par al tuturor și al găgăușilor și al rușilor, ei au admis pe listele lor oameni nu de cea mai înaltă speță, care acum le dau bătăie de cap pe interior. Și fiecare din ei capturează o anumită structură. Dar revenind la investigația TV8, eu tare aș vrea să văd investigația despre casele și proprietățile care au ajuns la anumiți angajați al televiziunilor și al presei noastre, din banii furați, din miliarde, din Banca de Economie și celelalte. Pe mine mă înflă râsul când moderatoarele sau prezentatoarele care trăiesc în case luxoase pe bani de la moldoveni, citesc și plâng și spun că săracele bunicuțe nu au bani să-și cumpere medicamente. Asta e cinic. Asta este patetic. Dacă facem o investigație, haideți să o facem despre toți de la PAS. Ori dacă noi o luăm pe grosul, da? Și îl combinăm cu cine documente? Cu unul la socialiști. Această paralelă, combinație, asemuire, propaganda prin asemuire. Ca despre mine când am făcut investigație, m-a băgat cu rizia. Dar și eu sunt politician din România, am fost deputat. Am fost condamnat la 4 ani și 8 luni ca rizia în România. Eu vorbesc buroienos ca dânsul sau vorbesc pe viața intimă a unor oameni. Nu. Tactica de manipulare se face și prin asociere. Adică vă combin pe dumneavoastră și cu formulări de genul se presupune, ar fi fost, presa ar fi spus, dar poate n-ar fi spus. Cam poveștile populare, știți? În privința altora despre care este hotărâri concrete, condamnare și mai departe. Deși ca treaba asta, condamnarea să lichească de asta. E același lucru am văzut în treaba cu Popșoi. Doamne feriește, nu s-a avocatul lui Popșoi, dar eu înțeleg de unde vine lovitura, ca să nu spun padacea, cum a spus cineva din PAS. Ei știu foarte bine de unde vine lovitura. Mi s-a părut absolut incorrect. Faptul că baza aceea nu costă 60.000 de euro, asta e clar. Asta e oricărui om este clar că la Vadul lui Vodă nu costă o bază 60.000 de euro. Vreți să spuneți că mai puțin? Mai mult, mult mai mult costă. Acest lucru este evident. Credeam că vreau să spuneți că mai puțin. Dar el nu e unicul care declară așa. Și asta iarăși nu e o scuză. Atenție. Asta înseamnă că ar fi fost corect ca TV8-ul să facă o investigație despre toată guvernarea. Poate despre abia a început, PAS. Cine știe, evident. Sau să facă despre PAS aparte, despre PSRM aparte. Pentru că atunci când îi combină,
eu observ anumite și exact atunci când trebuie. Știți? E ca înainte să vină la Costiuc, ce ne-au? Cine a făcut investigații? TV8. Înainte să vină la alții, cine a făcut investigații? Tot TV8. Și câte coincidență la rând. Dumneavoastră, în continuare, domnule Bilețchi, vă doriți unirea Republicii Moldova cu România, pentru că așa v-ați dorit de întotdeauna și unire, de trei ori unire. Sau pentru că credeți că situația devine și este tot mai gravă și e imposibil de mai făcut ceva la noi? Eu sper foarte mult că după această guvernare, care sper să aibă succes, nu doar eșecuri, oamenii o să înțeleagă că oricât de mare nu o să fie simpatia politică, oricât de mulți nu o să ne mobilizăm noi la vot pentru Maia Sandu sau pentru alt nume de politician, Republica Moldova este un stat eșuat. Nu pentru că noi am eșuat. Nu neapărat pentru că clasa noastră politică a eșuat. Pentru că noi am fost sortiți din start, să fim așa. Ori acest stat nu este al nostru. Nu noi l-am făcut. Noi nu suntem nemți sau francezi să privim statul ca pe un partener. Noi privim statul ca pe o bâtă, pentru că el a fost creat să fie bâtă pentru noi. Acest stat nu este etnogeneza poporului și a statului. Nu ne aparține. Aceasta e că când ne uităm la hartă, acest contur nu noi l-am desenat. Nu e a nostru. Noi avem țara Moldovei, a noastră, a moldovenilor, care a fost ruptă în două. Apropo, azi este 16 mai, raptul Basarabiei. Pentru prima dată în 1812 ne-am ajuns în componența Rusiei. Rușii și turcii s-au bătut, dar Basarabia a fost luată de la români. Ca de obicei. Nemții cu rușii se băteau, dar România a fost împărțită. Iată așa, democratică în ghilimele. Și acum tot ei ne vorbesc nou despre democrație, valori, referendumuri, voturi. Serios, băieți? Dar în 1940 a fost referendum, când am ajuns noi, prin pact ultimativ, cu baioneta, cu cuțitul la gât. Aveți 48 de ore. Dacă nu, v-am ocupat. Asta e democratic. 1940. Nu-i nici 100 de ani de atunci. Și ăștia acum, pe 9 mai, au sărbătorit victoria. Ați văzut că au fost mai mulți? Mai mulți. Și asta confirmă ceea ce v-am spus eu. Cine azi e în opoziție, mâine e la guvernare. Mereu, când ești la guvernare, eu să fiu. Eu am să merg în jos la guvernare. Pentru că fiecare drum spart, fiecare bec spart, fiecare leu care nu ne ajunge nici să cumpără medicament, toate pietrele, sau cum se spune, toate se sparg în capul guvernării. Așa e. Față de guvernare sunt așteptări, nu față de alții, dar și ne se fac, dacă nu guvernarea. Opoziția, opoziția e foarte ușoară, doar critici. Cât de vocal era pasul când era în opoziție? De la orice fleacă erau 4 oameni cu pancarte în fața instituției, la orice părți. Acum se întâmplă, și nu, e normal. Doamne, lăsați, noi știm ce facem. Și trolii, și zombații, toți peste noi. Dar deși, fraților, nu continuăm în același ritm, că a fost bine. Era bine, noi țineau instituțiile într-o tesiune, că sistem eu să scriu un cuvânt, să-l publice, să publice un document pe online, de-am știu eu că în 5 secunde el e citit, de-am făcut știre din dânsul. De ce să nu mergem noi în același ritm mai departe? Oricum, dacă erau așa ei spate, dacă sunt ăștia, nu, eu mă aud pe oameni, nu criticați guvernarea. Dar ce ați criticat guvernarea pe deolă, dar trebuie să o ajutați după aceeași regulă, nu? Nu, domnul Bilețchi, nu criticați, ajutați-i. Dar și n-am ajutat, dar guvernarea pe deolă. Pas, trebuie să vină să-i ajute, nu să-i critice, doar erau pro-europeni, parcă. De ce am criticat alte guvernări? E o logică infectă în acest sens. E grav ce se întâmplă în Republica Moldova, domnule Gonța. Și pe termen lung ne așteaptă vremuri foarte, foarte grele. Degradarea în masă a populației Republicii Moldova deja se întâmplă. Forțe politice care își doresc electorat elevat, conștient, asumat, sunt tot mai puține. De populare strașnică? Catastrofă. Toate partidele spun că le pasă de tineri, dar nu au inițiative pentru tineri. Toate partidele spun că le pasă de cei plecați pe hotare, dar se întâmplă exact invers. Da, le pasă, doar sub aspect de voturi. Eu cred că cei de peste hotare, atunci când vin aici, ei trăiesc un șoc. Atât cultural, când văd ce se întâmplă aici, cât și economic. Dacă înainte de ce în Europa faceai bani, veneai înapoi și erai rege, am venit înapoi și nu prea. Îți iei închirie o mașinuță 2-3, te plimbi 2-3 zile și îți dai seama că și-a poți fi chiar mai scump decât în Europa. Apropo, la capitolul produse alimentare, multe sunt mai scumpe la noi. Existența vamei, eu sunt împotriva, sunt pentru unirii și inclusiv în acest motiv, tot din cauza faptului că există vama, la care este corupție, apropo, foarte mare, noi am mărit accizele, am mărit taxele de import, am mărit, dar incasările sunt mai mici decât perioada identică anul trecut. Deci anul trecut era parcă început de război, panică, sărășie. Nu, ci că a crescut cu un procent. Un procent jumate. Incasările, atenție, dar cât a crescut accizul? 9%, 25% la țigări și multe alte. Adică, înțelegeți proporția, trebuia să crească mai mult. Dacă nu crește, înseamnă că undeva banii ăștia se duc. Dacă noi mărim impozitul,
dar suma care vine în statia și ieși, unde e diferența? În buzunarul cui s-a dus? Ia. Totul se scumpește. Vama scumpește orice produs care intră în Republica Moldova. Dar noi importăm tot. Dispare vama? Dispare accizul vamal. Dispar taxele vamale. Va fi același preț, uniformizat. Nu, haideți să nu încheiem așa. Haideți să încheiem frumos. Optimist? Da. Laudați, vă rog, summitul ăsta de la 1 iunie. Da, asta e o știre bună, apropo. Pe mine acest lucru mă bucură. Eu nu aștept finalități foarte clare. Încep partea tristă ca să închei cu partea bună. Da. Nu îmi place fățărnășie. Reparăm drumul numai pentru dânșii, să buzele să fie vopsite. Asta nu-i fată care iese la întâlnire și asta nu-i o mașină care trebuie să o vinzi. Asta e situația reală a unei țări ca ei să facă o impresie și cu noi, și cu viața noastră, să știi de ce avem noi nevoie real, să fii cu degete pe puls. Noi ce facem? Ei ducem pe drumuri bune, le arătăm zonele bune, tot e ok, tot e bine, și ducem în beș, tot e brici. Dați bani, că nu știi ce să faci cu mine. Niciun european concret e că să-l ducă în piața centrală. O, da. Să vadă realitatea așa cum este 80% a Republicii Moldova. E că asta ar fi curaj politic. Și după aceea să mergem să beam. Adem acolo și concret motiv pentru fii de băut. Și de bine și de rău. Dar acum, la modul oficial, summit-ul este foarte bine, este binevenit, este un eveniment inedit, pentru că vom fi vizitați de parteneri europeni. Acest lucru înseamnă un mesaj de susținere europeană pentru noi, de care ne avem nevoie continuu, mai ales în lupta geopolitică care are loc la ora actuală. Pentru că după acest război se vor retrasa granițele și noi avem șansa acum, istorică, în sfârșit, să trecem în tabăra normalității. Dacă până acum linia Rusiei, de demarcație a Rusiei, era pe noi, pe teritoriul Republicii Moldova, odată cu Ucraina, schimbarea ei spre vest și războiul respectiv care zbunt, noi am ajuns cumva în spatele frontului, în spatele lor, în linia de protecție a lor și avem mai multe șanse. Dacă Ucraina era să fie neutră față de Rusia, noi n-am fi făcut acești pași. Dacă Ucraina avea să fie prorusă, nici pomenă. Deci tot ce se întâmplă acum este grație poziției pe care a luat-o Ucraina. Se știe foarte bine că noi am mers la pachet, cumva în acest sens. Sper că după acest summit să avem și mai multe, nu doar investiții, dar și suport politic. Pentru că ei dau bani și banii ăștia îți duc apa în sâp. Găgăuze, în proiecte, în summit-uri, în coffee break-uri, în tot ce vreți. Moldovenii încep a prinde și ude unii prin sate pe aceste fonduri europene. Și închei prin o pildă. Vine un Jeep frumos, sur. Jeep asta e firma asta în rusism. J-E-E-P. Fără reclamă, cu un drapel frumos a Uniunii Europene pe ușă, într-un sat unde drumul e din chiatră în albă, oamenii scot apa cu un obiect cilindric dintr-o gaură și fac treaba mare și treaba mitică în fundul grădinii. Și strâng în casa de cultură, care are ca acoperiș din stuh, dar pun rolapuri, proiector și pliante culori așa groasă, despre minorități sexuale, despre pluralism de idei, despre tot ce vreți. Și la final, moldovenii noștri vorbesc cu, știți, oleacă, ne murdăriți la gură de engleză și, you know, in the freedom of the, în libertatea prea, s-o murdări la gură de engleză, sărat, și a uitat de 2 ani de zile de că lucrează în proiecte europene. Și tot acest lucru, la final, și acum vă invităm și servim oleacă cea de coffee break și moldovanul vede că banii ăștia europeni pe reforme, pe infrastructură și lui îi spune că noi trebuie să fim civilizați. Dom'le, nu se poate să discriminăm oamenii cu altă viziune politică, religioasă, sexuală sau de altă natură. Trebuie să fim toleranți. Moldovanul ăștia știți ce face? Eu mă duc în fundul grădinii. Eu mă încălzesc cu lemn din păduri tăiat ilegal, că dacă vine inspectoratul ecologic tată, tun de pensie. Eu scot apă din fântână, care n-am făcut analiză și idei n-am și acolo în fântână. Și tu ne vii și banii europeni pe jeep-uri luxoase, pe drumuri farmate. Pe asta-i cheltui. Poate totuși e cazul să începem cu... Trebuie să înțelegem că sărăcia este ceea ce mizează șor, sărăcia este problema principală a Republicii Moldova și încheie prin a vă spune, suntem sărași pentru că suntem proști, suntem proști pentru că suntem sărași. Lucrurile sunt legate. Domnule Bilescu, vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă vedem mândri.